Prevederile hotărârii numărul 600 din 2007 se aplică oricărei persoane până la 18 ani ce a încheiat un contract individual de muncă. Angajatorul este obligat să asigure tinerilor condiții de muncă adaptate vârstei. Prin derogare, copiii de cel puțin 16 ani ce fac obiectul școlarizării obligatorii, pe bază de program integral, pot încheia contract individual de muncă pentru munci ușoare. Copilul ce face obiectul școlarizării obligatorii pe bază de program integral poate încheia contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau reprezentanților legali pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele lui, dacă nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Este interzisă angajarea tinerilor pentru activități care depășesc capacitatea lor fizică sau psihologică, implică o expunere nocivă la agenți toxici cancerigeni, ce determină modificări genetice ereditare, având efecte nocive pentru făt, pe durata gravidității sau având orice alt efect nociv cronic asupra omului. Pentru tineri, durata timpului de muncă este de maximum 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână. Ei nu pot munci suplimentar și de noapte. Tinerii au un concediu de odihnă suplimentar de minimum 3 zile lucrătoare.